tot în momente dificile, sunt și în momentul, și acum, pe stradă, dacă stăm să ne gândim, și în școlile din România, și în spitalele din România, pentru că educația și sănătatea au fost întotdeauna tratate și considerate drept cenușăresele guvernărilor din România din ultimii 33 de ani. Nu le-au păsat cu adevărat de sănătate și de educație. Dimpotrivă, poate chiar au dorit să distrugă educația. Ei bine, AUR, prin programul nostru de guvernare, vine cu soluții, vine cu propuneri în fața dumneavoastră. Iar aceste propuneri vă vor fi prezentate astăzi de colegul nostru, Octavian Bădescu, un antreprenor de mare succes, economist, cel care conduce Comisia de Economie și Antreprenoriat a partidului nostru, un om foarte pregătit și cu foarte multe bune intenții pe care vă invit acum să le ascultați. Octavian Bădescu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Ramona, pentru cuvintele frumoase, pentru prezentare. Este o onoare să mă aflu astăzi aici, pentru prima dată împreună cu Partidul AUR. Și sunt emoționat pentru că originile mele sunt din Telorman. Mama e din Turnul Măgurele, bunica mea din Turnul Măgurele, din Alexandria, străbunicul meu a fost primar în Suhaia înainte de 1944, timp de 5 ani, bunicul meu a crescut tot acolo, deci practic jumătate din familie e din Telorman. Sigur, sunt background-ul e de economist și de antreprenor, deci am mai puțină legătură cu învățământul și sănătatea, dar pentru că colegul Claudiu Târziu și cei care au lucrat foarte mult pe acest program nu sunt prezenți astăzi, o să punctez eu câteva aspecte din program pe acest palier. Sigur, învățământul și sănătatea, domenii pe care statul le consideră sau le promovează ca și gratuite. Ele nu sunt gratuite. Învățământul beneficiază de fonduri de aproape 10 miliarde de euro din taxele și impozitele noastre. Noi plătim învățământul. Sănătatea, din acești 10 miliarde, mare atenție, mai puțin de o treime ajung în salariile nete ale profesorilor și ale învățătorilor. Bugetul sănătății, se spune sănătatea e subfinanțată. Dacă adun toate contribuțiile oamenilor, tot ce înseamnă alocat către sănătate, pe tot parcursul vieților, ne dă 1000 de vreo 90.000 de euro. E ca și cum fiecare cetățean al României ar sta pe durata vieții lui în spital timp de un an. Cu 200-300 de euro pe noapte. Deci nu există așa ceva gratuit. E plătit din banii noștri, iar calitatea slabă e generată de alocarea defectuoasă a acestor resurse. Asta este realitatea. Statul a eșuat, practic, să ofere servicii de calitate în acest domeniu și pentru că, poate pentru că e direct prestator. El, iată, vedeți greva profesorilor și a nemulțumit atât angajații cât și clienții. A reușit această performanță. Profesorii și învățătorii cred că sunt plătiți de stat, iar părinții și elevii cred că învățământul e gratuit. Ambele sunt două iluzii. În programul de guvernare AUR se abordează și această temă, apropo de greva profesorilor, necesitatea remunerării mai consistente și, de fapt, justă performanță a cadrelor didactice. Diverse stimulente pentru a-i ajuta în activitatea lor sau reducerea sarcinilor birocratice, toate acestea urmând a le elibera timp și a se concentra pe, practic, pe ceea ce au ei de făcut, predarea, da? Transmiterea mai departe a cunoașterii. Se abordează în programul AUR și chestiunea criteriilor de finanțare al învățământului, deplasându-se focusul de la o finanțare pe numărul de elevi către o finanțare pe bază de performanțe.
Care e principalul criteriu de performanță? Utilitatea economică, nu? Până la urmă, cine sunt clienții? Acei elevi, cum ar suna? Iată, e o temă de meditație. Cum ar suna premierea profesorilor în funcție de veniturile ulterioare ale elevilor lor? E o temă de gândire. Tot în programul AUR se atacă tema învățământului dual. Ne dorim dezvoltarea învățământului dual, adică acel învățământ, pentru că cineva întreba mai devreme, acel învățământ făcut în parteneriat cu societățile comerciale, cu agenții economici, care își propun să angajeze meseriași sau oameni cu o anumită vocație ulterior. Și atunci ei participă practic, inclusiv financiar, dar nu numai, și cu cunoaștere, la educarea viitorilor lor angajați. Este nevoie de o formă de compensare financiară a timpului petrecut în școală și a eforturilor părinților pentru a ține copiii în școală, inclusiv pentru uniforme. Sigur, acum se face această formulă prin acea alocație, iar AUR își propune creșterea acesteia, dar de fapt la bază despre asta e vorba. Într-adevăr, dacă vrem să avem mai mulți copii în școală, trebuie cumva să recompensăm acest timp petrecut și eforturile părinților pentru a-i ține. Altfel, vom avea o rată de abandon din ce în ce mai mare. Iar Alianța pentru Unirea Românilor își propune o creștere semnificativă a acestei compensații în raport cu ceea ce oferă partidele din actuala Coaliție pentru Sărăcirea Românilor. Tot în program și tot pentru a stimula interesul pentru școală, dar și producătorii locali, este propusă acordarea unei mese, cel puțin a unei mese gratuite, o masă sănătoasă cu produse ale unor producători locali. Este nevoie de acest lucru. De asemenea, o altă chestiune decisivă, atât pentru sănătate, dar și pentru educație, este implicarea copiilor în activități post perioadei sau timpului petrecut la școală, activități extrașcolare de tip sportiv, de tip cultural sau, sigur, de tip pur recreativ. Implicit, aceasta va necesita un program într-un singur schimb, ca să existe timp după aceea pentru astfel de activități, care să completeze zona de educație. Și pentru că a venit vorba de sănătate, AUR vorbește despre, în program, în proiectul de program, vorbește despre necesitatea construirii de spitale noi și de policlinici noi în zonele în care acestea sunt necesare. Nu peste tot, dar există zone în care, spre exemplu, poate 25.000 de locuitori, 30.000 de locuitori n-au acces la policlinică. Acolo e necesar. Se mai vorbește în programul AUR, tot pe partea de sănătate, despre necesitatea corelării finanțării, nu cu cu numărul de pacienți tratați. Nu așa la întâmplare. Cu numărul de pacienți tratați, cu dificultatea cazurilor și, de ce nu, cu rezultate medicale obținute. Cum ar fi, spre exemplu, dacă am premia medicii în funcție de speranța de viață de după intervenții. E doar o idee, da? Dar asta înseamnă performanță medicală. Rezultat. Sau după review-uri, nu? Și asta e o chestiune. Programul AUR mai vorbește despre o necesară reparare a unei anomalii sistemice. Serviciile de urgență nu sunt în subordinea Ministerului Sănătății, serviciile medicale de urgență. Sunt în subordinea unităților de primire urgențe care țin de Ministerul de Interne, dacă nu mă înșel.
Păi cum e posibil că urgențele sanitare să nu țină de Ministerul Sănătății? Așa ceva e complet atipic. Sunt foarte multe anomalii sistemice în cadrul statului român și trebuie intervenit. Foarte multe problematici țin tocmai de aceste anomalii. Nu în ultimul rând, se vorbește despre necesitatea alimentației sănătoase și a prevenției. Să previi e mai ușor și mai ieftin decât să vindeci. Eu o să mă limitez pentru că am doar 8 minute la dispoziție și cred că deja au trecut. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper să avem succes împreună și chiar cred că vom avea, pentru că e decisiv anul 2024. Este, dacă vreți, ultima noastră șansă pentru redresare. Mulțumesc!